Sănătate și bine ai revenit printre martorii lui Crypto, unde am să-ți prezint știrile pe scurt din lumea criptomonedelor. Un transfer de 30 de milioane de XRP a fost făcut de Ripple către exchange-ul Bitso, acesta fiind unul din ODL-urile Ripple. Alături de această tranzacție, alte tranzacții au fost făcute de balene în valoare totală de 262 de milioane de XRP. Ripple și-a extins parteneriatul de lungă durată alături de compania filipineză Airemit. Moneda digitală a băncii centrale, adică CBDC, poate ajuta economia digitală a Indiei. În caz că nu știai, majoritatea băncilor din India și nu numai din India lucrează prin Ripple. SEC versus Ripple. Cea mai recentă dezvoltare ar putea fi benefică pentru calitatea tuturor criptomonedelor. XRP a crescut cu 20% și este abia la început. Azi dimineața a ajuns să se undeva la 51 de cenți, parcă, sau ceva de genul. Departamentele de stat din Rusia sunt de acord să legalizeze minerul de Bitcoin, ca fapt divers. Nu există lege care într-adevăr să fie legală și să nu-ți dea voie să minezi Bitcoin. Iar dacă o să existe o astfel de lege, este ilegală și imorală. Banca Société Générale, cred că se pronunță, din Franța, oferă acum servicii Bitcoin pentru instituțiile financiare. Da, JP Morgan. Ce poți să zici? Criptomonedele sunt scheme descentralizate. Ne zice CEO cele mai mari scheme Ponzi centralizate, JP Morgan. Iar între timp au investit în Bitcoin cât și în alte cripto la greu. Când un astfel de personaj la costum îți spune să faci ceva, spre binele tău tu fă opusul. Bahrain permite efectuarea plăților în cripto cu ajutorul exchange-ului Binance. Iar în final avem o știre bună pentru victimele hack-ului Rari, în care TripDAO votează în favoarea rambursării a 80 de milioane de dolari. Toate link-urile către surse le găsești în video-ul de pe YouTube. Cam atâta în ediția de azi. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la a colecta cât mai multe criptomonede.